Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci s-a produs, dacă nu știați, că nu știu pe cât mai interesează lucrurile astea cu adevărat, dar s-a produs o rocadă la vârful guvernului, i-au găsit numea rocadă după ce i-au zis rotativă, ca pe vremuri. Pleacă Ciucă, vine Ciolacu, exact după cum ironiza marele Constantin Tănase. Pleacă ai noștri, vin ai noștri și cu asta ce am făcut? Noi rămânem tot ca proștii, pe atunci era rotativă. Și acum tot rotativă. Salutări călduroase și domnului președinte Klaus Iohannis, care după ce a declarat în 2019 și citez, victorie, am reușit să învingem PSD mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Marți a nominalizat al patrulea premier de la PSD. Și a făcut un cadou, că a fost de ziua lui. Și asta, da. Deci, dânsul Ion Opotkivanov, PSD, i-a bătut de i-a uscat și le-a dat patru prim-ministri. Câteva cuvinte și despre domnul Ciolacu, că despre domnul Ciucă. Domnul Ciucă e cel care a fost până acum, dacă nu știați. Uh-huh. Prietenul lui Ion. Da, exact. Ce mai face Ion, domnule? Ion cred că se dezvoltă. Ion cred că acum e confuz. Da. Deci, domnul Ciucă prea multe n-ar fi de spus și, na, nu sunt de zis prea multe nici acum. Altele decât că sub conducerea fictivă a domniei sale, să o spunem pe-a dreaptă, PNL a scăzut dramatic în sondajele de opinie, guvernul a depășit toate țintele de deficit, inflația a atins valori record pentru ultimii 25 de ani, reforma pensiilor speciale nu s-a produs, motiv pentru care niște miliarde de euro din PNRR n-au putut fi încasate și, în sfârșit, dânsul și-a încheiat mandatul pe fondul celei mai mari greve din educație din 2005 încoace. Da, ne bucurăm foarte tare că își poate păstra pensia specială, că începusem să ne îngrijorăm pentru dânsul, măcar e liniștit, acum e la Senat, l-au parcat la Senat. Altfel, despre domnul Ciucă, măcar știm ce trecut are. Că a făcut liceu militar, școala de ofițeri, academia militară, o carieră militară absolut onorabilă, a fost la comanda numeroase unități și misiuni, o carieră certă, până când l-a întâlnit pe domnul Iohannis și a intrat în politică. Despre trecutul noului prim-ministru, curând, că învestirea e doar o formalitate. Deci despre trecutul domnului Ciolacu, pe de altă parte, nu știm mai nimic. E de crețel că s-a născut în 1967, dar nu avem vreo informație despre școala și liceul făcute. Sau unde și dacă a făcut armata, cum se făcea pe atunci dacă n-aveai pile. Apare ca student pe la 24 de ani, la o universitate privată nelicențiată de la începutul anilor 90, care a fost implicat atunci în numeroase scandaluri. Aceste studii șubrede, eu citesc din CV-ul domnului Ciolacu și din singurul CV care există și din singurele informații care sunt publice, pentru că nu a explicat niciodată și nu se știe ce a făcut și pe unde a făcut. E cineva care nu vrea să vorbească despre trecutul lui. Ceea ce mi se pare interesant în cazul unui prim-ministru. Deci, studiile astea șubrede ar fi fost terminate în condiții dubioase pe la 28 de ani, cu un examen de licență dat nu se știe unde, la aproape un deceniu de la absolvirea declarată, deși trebuia dată licența în 2 ani, dânsul a dat-o aproape 10 ani mai târziu. Domnul Ciolacu mai precizează în CV că s-ar fi înscris la un moment dat la niște cursuri post-universitare, dar cum o fi făcut asta cu un an înainte să-și obțină licența universitară e imposibil de explicat. Dânsul e de la Buzău, nu? Da, dânsul e de la Buzău. Eu cred că sigur avem ascultători care știu unde a făcut liceu și ce nu e trecut prin CV pe acolo, școala. Da. Dacă te-a pus să faci o investigație serioasă, măcar niște pete negre, mai reușești să luminezi. Dar întrebarea e totuși, dacă ești prim-ministru, nu vrei să fii transparent și să spui tot ce ai făcut ca să înțeleagă lumea? Corect. Cine ești și despre ce e vorba în viața ta? Adică, vrăjel de-astea, am făcut studii post-universitare, dar nu-mi luasem încă licența de universitate și oricum am făcut universitatea la o facultate nelicențiată în anii 90, care era de fapt o fabrică de diplome care nu contau. Niciun loc de muncă clar până aproape de 40 de ani. Cel puțin o exmatriculare de la niște cursuri doctorale, s-a înscris la doctorat, a fost exmatriculat, deci măcar n-a plagiat. Nici o dovadă că ar vorbi vreo limbă străină, n-am văzut, nu există înregistrări cu dânsul vorbind limbi străine, deși spune în CV că știe două limbi străine. Cât despre primul său loc de muncă, acesta apare în CV abia la 38 de ani, când devine prefect interimar din partea PSD Buzău. Bun debut. Da, în 2005,
A mai lucrat, înțeleg, la propria lui firmă ceva și apoi o carieră fulgurantă. Viceprimar, deputat, viceprim-ministru, vâslitor în barca lui Dragnea, că apare ca vâslitor în barca lui Dragnea, în care se ducea Dragnea cu Grindeanu la pescuit. Uh-huh. Aia pescuiau știuci și el dădea la vâsle. Bă, tot e bine. Da. E o meserie. E vânător, apare într-o fotografie la vânătoare alături de Omar Hayssam, o celebră fotografie din urmă cu mulți ani. Deci ceva a făcut până la 40 de ani, dacă vezi. Da. Bă, știi cât costă o pușcă? Nu știu. Serioasă, de vânătoare? Costă o grămadă de bani. Adică dacă nu ai poate niciun job cert până la 38 de ani, cum ești vânător? Poate a găsit-o. Nu ai spus că avea firmă? Costă mult. Da, a avut o firmă la un moment dat care, nu știu, uite, să mă interesești cu firma. Nu pare să fie avut mare succes nici firma respectivă. E ceva gen covriș, nu știu. De Buzău. De Buzău. Da. Da, și acum, iată, deci este șeful Guvernului României și al PSD. E următorul șef, precedentul prim-ministru al PSD a fost doamna Dăncilă, nu? Da. Deci după doamna Dăncilă, domnul Ciolacu. Asta e. Acum să vedem ce urmează. Eu ezit între a spune Doamne ajută sau Doamne apără și păzește. Nu mi-e clar pe care să o spun. Adică, cred că o să ne prinde repede. Da, să ne prinde repede. Una peste alta. Problema este asta, că ce nu știm noi, opinia publică și plătitorii de taxe, contribuabilii, despre acest nou prim-ministru, sigur știu alții. Și asta spune totul despre felul în care e condusă România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.